Are el această ilimitare a gândului și de aici condiția tragică umană despre care s-au scris atâtea lucruri de-a lungul vremii și căreia autoarea îi dedică această carte analizând felul cum apare această luptă teribilă între gând, cum zicea Plaga, dați-mi un trup voi munților, tot dorind să scape din această limită între gând și limitarea condiției umane. Se vorbește aici despre pesimismul eminescian, iarăși o idee pe care unii au interpretat-o la modul oarecum limitativ, au încercat să-l ferească pe Eminescu de acest calificativ de a fi un poet pesimist, ca și cum ar fi fost așa o boală rușinoasă. Nu, pesimismul este și condiția tragică a omului sunt legate, vin din fundamentele antropologice ale condiției omului căzut pe pământ. Poetul și le asumă, așa cum și-a asumat tot ce ține de umanitate și autoarea cu o acribie teribilă și parcurgând bibliografia operei și bibliografia critică eminesciană, analizează condiția eroului, analizează, știți că există o carte faimoasă în filozofia noastră, Tragicul ca fenomenologia limitei și depășirii, este exact ceea ce Eminescu încearcă, e aici problema geniului, care geniul sau eroul este tocmai cel care, vă spunem adesea despre Eminescu că e un geniu, dar ne e greu să definim acest termen, geniul ca tendință de a-și depăși condiția, de aici demonismul care apare uneori în poezia eminesciană, uneori des, ca la orice poet romantic. Și aici îmi aduc aminte în momentul acesta că Părintele Paștovoi are un studiu foarte interesant despre demonismul la Eminescu, titanul, ironia romantică, revolta romantică, tot forța aceasta care încearcă să-l scoată pe poet în odiul la, în dincolo de limitele condiției sale, vizionarismul, cel despre care v-am vorbit mai devreme, conștiința tragică eminesciană este, în mod categoric, una dintre dimensiunile fundamentale ale operei sale, tocmai prin această tensiune absolută între ceea ce a sădit Dumnezeu în el, sau de viorul, cum îi spune el adesea, și limitele, așa cum spune undeva acelei în poemul recitat mai devreme, acea țărână care rămâne în urma noastră. Este una din cărțile grele care s-au scris despre Eminescu în ultimele decenii.
care este motivul cu e un problem de sănătate, dar... Dar poate, domnul Jurin, soarele lui Jocul nostru, tot așa, am mai pas de mine.